Bine ați venit la un nou episod Rezion Call, un podcast care te aduce mai aproape de rezidențiat. Astăzi o avem alături de noi pe domnișoara dr. Beatrice Totor, care este rezidentă pe neonatologie. Bine ai venit, Bea! Bună seara, Bianca! Bine v-am găsit și mulțumesc mult de invitație! Noi mulțumim că ai acceptat! Sper să pot să ajut viitorii noștri colegi în drumare cu experiențele mele. Spune-ne, în primul rând, ce an ești și câți ani de rezidenția faci? Sunt anul 3, sunt chiar la mijlocul rezidențiatului și ține 5 ani de zile. Deci 5 ani de zile medic rezident. De ce neonatologia? Păi, în primul rând, să începem cu ce este neonatologia, zic da, eu. Da, exact. Hai, spune-ne întâi, spune-ne întâi cu ce se ocupă, că poate nu știe toată lumea, ai dreptate, cu ce se ocupă un neonatolog? Ce faci tu? Păi, practic, neonatologul se ocupă de primele 28 de zile ale nou-născutului. Dar se poate prelungi perioada asta în cazul în care nou-născuții se nasc prematuri, au dezvoltat anumite afecțiuni la naștere și trebuie să stea mult mai mult timp în spital. Ok. Ai spus primele 28 de zile, asta în cazul în care nou-născutul nu pleacă acasă cu părinții. Da. Practic, cum să zic, un nou-născut sănătos, la termen, stă în jur de 3-4 zile în spital. Noi ne ocupăm de el și de el, în principal. Dar sunt cazuri care nu sunt atât de fericite, să zic așa, care stau mult mai mult în spital. Ca niște pacienți cronici, dar nu așa cronici cum... Da. Eu vreau să-ți spun de acum, de la început, este, din punctul meu de vedere, cea mai grea specialitate, să știi. Nu știu de ce toată lumea vede asta. Adică tot timpul, mai ales familia, oamenii care mă cunosc m-au întrebat de ce am ales neonatologie. Exact. De ce ai ales neonatologie? Foarte greu. Spune-ne și nouă. Din punctul meu de vedere, mi se pare că nu se compară senzația cu care te întâlnești tu la sala de naștere. Efectiv, primul plâns al copilului, să-l vezi că e bine, să-i oferi cumva ceva din iubirea ta, adică, din iubirea ta față de meserie și față de copii, că toți sunt diferiți, unii sunt mai frumoși, alții sunt mai grăsuni, mai slăbuți, fiecare e diferit în felul lui, dar cumva, afecțiunea pe care o oferi și vezi cum pur și simplu își preia viața, primele minute ale vieții, ceva minunat pentru mine. Îmi voi permite să fac acum o scurtă pauză, pentru că vreau să vă spun despre o oportunitate pe care o aveți în această vară dacă doriți să ajutați la educația medicală din România. DEM organizează Caravana Sănătății în 12 orașe din țară și sunt interesat să colaboreze cu medici rezidenți. Proiectul este unul plătit și vă puteți înscrie în proiect pe linkul de pe site-ul nostru www.podcastulmedical.ro/DEM. Și atunci hai să ne întreb așa, a fost prima ta opțiune la rezi? Sau ai mai avut și altele? Am avut și altele, dar a fost prima. Eram în anul 3 de facultate și începusem deja anii clinici. Cred că așa era, nu mai știu acum ei. Dar eram în anul 3 și aveam stagiu de puericultură. Și țin minte că la o lucrare practică ne-a dus pe secție. Și pur și simplu, până în momentul respectiv, eu nu am știut ce îmi doresc. Adică am intrat la medicină, totul era bine, învățam, învățăcel, șoarecel ăla de bibliotecă acasă. Și până n-am ajuns în maternitate, să zic așa, pe stadiul respectiv, n-am știut ce vreau. Și după ce am început să dau seama cumva cu ce se mănâncă neonatologia, nici atunci nu știam cu exactitate, mi-am dat seama că eu nu vreau altceva. Dar s-au mai schimbat cumva, au mai trecut ani, am mai trecut pe alte specialități, pe alte secții și am mai vrut pediatrie. Tot pe partea asta de copii, de gingășie, să zic așa, dar mi-am dat seama că nu aș face cu așa plăcere. Pur și simplu, nu aș face-o. Și, de exemplu, gineco n-ai luat în calcul? Nu. Nu? Nu. Fiind tot așa cu nașterea, da, cu... Nu. Ok. Practic, tu nu, la ginecologie, doar, practic, ginecologul este prima mână care pune, este prima persoană care pune mâna pe copil, dar după aia tot la mine ajunge, adică tot eu am grijă de el, chiar dacă stă 3 zile în spital și după aia pleacă acasă să se dezvolte în familia lui, dar nu se compară, nu știu, e
E așa, foarte simplu. Chiar e foarte simpatic. Te văd fericită, da, așa că... Da, da. Zine, cum ți s-a părut trecerea de la facultate la rezidențiat? Cumva am și așteptat-o, pentru că mă săturasem de 6 ani de zile tot. De examene. Da. Dar într-un fel sau a fost frumoasă, dar a fost și grea. Adică au crescut foarte mult responsabilitățile. Chiar am și fost cumva, cred că, un student mai iresponsabil, că nu m-am dus foarte mult în spitale pe stagiile de vară. Am fugit de anumite specialități, nu-mi plăceau, na, motive personale, pur și simplu. Și nu știam exact cu ce se mănâncă partea asta de spital, nu știam exact responsabilitatea, dar cumva nici nu mi-a fost frică de ea. Adică în momentul în care m-am întâlnit cu anumite situații, nu am dat bir cu fugiții, știi? Pur și simplu, na, am mers mai departe, am tăcut, am mers mai departe și am învățat din, na, toate experiențele. Dar a fost una grea. Și ce responsabilități ai avut în primul an? Sau de ce te-ai lovit, hai să zic așa, în primul an? Că în facultate totuși foarte multe responsabilități nu avem neapărat, în afară de a ne lua examenele. Nu. Păi în primul și în primul rând să știi să te ocupi de pacient. Din momentul în care îl preiei, până se externează acasă. Cu cât ai trecut mai mult prin experiență, adică cu cât ai învățat mult mai multe lucruri, de exemplu, în maternitate, să zic așa, mergeai și singur la sală, la nașterile normale, fiziologice, care nu erau cu risc. Și cumva aveai o altă responsabilitate. Adică chiar dacă era un medic mai mare decât tine, medic rezident, coleg mai mare decât tine, te lăsa cumva să înveți, să ții cumva avânt. Dar a fost greu cumva până te-ai obișnuit, dar cumva trebuie să învățăm de undeva, nu? Corect. Care este programul tău de lucru și să ne spui dacă faci gărzi? Da, programul este programul normal. De la 7:30, 8, începe vizita după raportul de gardă, până pe la ora 1:30, dar în fiecare zi depinde. Dacă ai externări, dacă intervine cumva vreo urgență, nu e neapărat un program stabilit, dar la ora 1 intră garda și, practic, indirect, tu ți-ai terminat treaba și poți să mergi acasă. Și legat de gărzi, depinde. Cu mine a fost mai diferit. Eu am făcut în două părți gărzi, pentru că am avut oportunitatea să lucrez și în maternitate și pe o secție de nou-născuți cu patologie sau prematuri cronici. Și am făcut gărzi în ambele părți și cumva se pleacă de la minim 2 gărzi pe lună până câte vrei tu. Eu câte poți. Am avut 6-7 într-o lună. Dar oricum, tot ceea ce faci, faci pentru tine. Categoric. Chiar e... Cumva a fost foarte multă muncă, multe nopți nedormite, că sunt, încă mă obișnuiesc cu gărzile, cred că oricine face gărzi o să se obișnuiască o viață întreagă cu ele, mai ales cu nopțile. Dar contează foarte mult să faci. Înveți cel mai multe din ele. Înainte să trecem la următoarea întrebare, aș vrea să le mulțumim prietenilor noștri de la Medisist pentru minunatele costume medicale și să vă invităm și pe voi să intrați pe pagina lor. Câte gărzi ai făcut tu cel mai mult într-o lună? Țin minte și acum cred că aveam în primul an de rezidențiat, eram pe un alt stagiu față de stagiul meu legat de stagiul meu de specialitate, să zic așa. Și am avut, cred că, 7 gărzi. Garda este de 24 de ore sau mai mult? Păi... Oficial sunt 24 de ore. Neoficial, normal că stai și la lucru a doua zi. Legat de gărzi, poți să faci și gărzi plătite ca rezident sau abia după ce termini? Recent am aflat și eu lucrul ăsta. Orice, cred că aproape pe orice specialitate, începând cu anul 4-5, dacă dorești, cred că e posibil să te recomande cineva, dacă cumva este un număr, adică este deficit la persoanele care fac gărzi, poți să faci contract de gărzi. Este... Ok. Cred că e nouă treaba asta, nu știu. Practic, ești an terminal, ar trebui să fii deja un semi-specialist. Pe jumate specialist. Asta e întrebarea mea preferată. Un caz dificil. Ceva ce te-a marcat. Cumva toate cazurile, adică toate, sunt cazuri care nu sunt atât de fericite și nu au un final fericit. Și sunt cazuri care au o evoluție mult mai lent favorabilă și oricând se pot decompensa
și atunci e cumva mai dificil. Dar țin minte că eram în anul întâi, deja prinsesem o anumită experiență și îmi doream cumva să văd și partea mai tristă a neonatologiei, că nu tot timpul e frumos și gingaș, cum ziceam. Și țin minte că eram într-o gardă cu colega mea mai mare și sună telefonul de gardă și era o cesariană de urgență, la ora 6 dimineața, dacă țin minte. Au trebuit să sunăm și linia întâi de gardă. Și ne-am dus echipați cu toată terapia, tot, că la urgență așa se duce și e o echipă întreagă, să zic așa. Țin minte că așteptam așa, cumva, să iasă copilul, să plângă. Cred că orice neonatolog, în momentul în care e lângă masa radiantă și la sala de operații sau la naturale, așteaptă primul plâns al copilului. Cred că se simte cumva liniștit când îl aude. Și cumva el nu plângea, a ieșit și nu plângea, a ajuns la noi pe masa radiantă și n-avea nici cord, că noi verificăm în momentul în care nu plânge, n-avea nici cord și atunci am început manevrele de reanimare. Și pur și simplu, în decurs de 30 de minute, am reanimat. Eram eu cu colega mea, la un moment dat era și doamna doctor activă și ea acolo, că na, e nevoie și de medicație pe partea asta de reanimare, împreună cu asistentele, să nu le uit, că e o echipă întreagă, categoric, cum ziceam. Și pur și simplu stăteam și mă uitam cum noi ne dăm sufletul, pur și simplu sufletul și tot ceea ce știm noi și ce avem noi mai bun, ca el să fie bine și să cumva să-și preia viața. Și efectiv nu s-a întâmplat. Și cumva am rămas așa, mă așteptam să rămân mai marcată, dar cumva mi-am dat seama că, na, așa trebuie unele lucruri să se întâmple, știi? Nu născutul era, acum întrebi așa de curiozitate, era prematur sau da, era da, prematur? Okay. 32-34 de săptămâni, ah, nu așa deci, prematur. Întreb așa. Aveți multe decese? Nu. Adică nu se întâmplă să moară zilnic copii. Nu. Okay. Se întâmplă cazuri, de exemplu, decese intrauterine. Efectiv, mama nu mai simte bătăile copilului și copilul iese mort. Se mai întâmplă și din astea. Sau mai au anumite patologii mai rare, care chiar dacă se nasc și au o adaptare foarte bună la naștere, după câteva ore se decompensează și chiar dacă îi administrezi, adică chiar dacă îi administrezi, da, tratamentul corespunzător pur și simplu nu are succes, dar nu sunt așa de multe. Ți se pare mai greu de îngrijit un prematur față de un nou născut la termen sau da, sunt... Da. Deci, da. Okay. Sunt mult mai gingași, adică toți sunt gingași. N-am nimic de rău de zis de ei, dar sunt mici, chiar sunt mici. Chiar dar am avut, diferență. Da, nu mă așteptam, de exemplu, am avut o naștere naturală, erau 26 de săptămâni, noi doar începând cu 26 de săptămâni mergem să preluăm copilul. Noi știm că este cumva avorton, să zic așa. E foarte mic și știm că șansele de supraviețuire sunt foarte mici, foarte mici la vârsta asta de gestație și pur și simplu un pui de om ca un pic mai mare decât puiuțul ăla de găină care se naște. Ce poți să faci după ce termin rezidenția? Tu ce oportunități de carieră ai după aia? Spre deosebire de alte specialități, nu ai foarte multe opțiuni. Cea mai bună opțiune este în maternitate. Sunt mai multe grade de maternitate la care poți să lucrezi. În funcție de oraș, sunt chiar și la comune, să zic așa. Și mai ai opțiunea de cabinet privat, doar în cazul în care, de exemplu, ai competențe ecografice. Este foarte importantă ecografia transfrontală la rădar, e cumva o perioadă limitată pe care poți să consulți pacienții respectivi. Sau să te supra-specializezi pe pediatrie, pe neuropsihiatrie pediatrică, alte ramuri cumva ale pediatriei. Ce module faci în timpul rezidențiatului? Pe ce stagii te plimbi? Că presupun că nu rămâi doar pe secția de neonat. Nu, te plimbi cam peste tot. Ce ține mare parte de copii? Am avut stagii de pediatrie, de urgențe pediatrice, chirurgiile pediatrice. Sunt foarte mulți copii care se nasc cu malformații și trebuie transferați imediat la chirurgie pediatrică. Neuropsihiatrie pediatrică genetică, tot așa pentru malformații, chiar boli infecțioase și cele mai importante stagii sunt cele de terapie intensivă neonatală,
Și vreau să te mai întreb numai, dacă ar fi acum să dai timpul înapoi, ai alege același lucru? Da. Sau, da? Da. Deci n-aș zice. Ești chiar încântată? Dacă sunt limitată. Da, eu sunt foarte încântată de specialitate. Într-adevăr, chiar ești limitat, că toată lumea când își dă examenul de rezidențiat, după punctaj se gândește ce-mi iau, unde mă duc, ce pot să fac după, unde am post, n-am post. Adică se gândesc cumva ce fac după. Eu din cauza asta nu am fost sigură, să zic așa, la alegerea specialității, pentru că nu voiam să fiu limitată doar de, să zic așa, doar de maternitate. Voiam să am mai multe opțiuni. Dar după aceea mi-am dat seama că aș vrea să fac cumva și ceea ce îmi place. Corect. Pur și simplu ceea ce îmi place. Și cumva nimeni nu m-a susținut, nu zic cu răutate sau cu părere de rău, dar lumea fuge de neonatologie și chiar e foarte frumoasă. Are, chiar dacă are părțile ei grele sau când vin transferuri, cei de pe smurt, sunt medici urgentiști, nu sunt neonatologi și aduc din alte orașe, aduc transferuri de nou-născuți. Efectiv, toți sunt, ce fac cu asta? Vă rog, luați-l sau vă rog frumos, aveți grijă. Și noi suntem ceva în genul, nu pățește nimic, trebuie să fiți calm, este ca un om, doar că e mai mic. E în miniatură, aia e problema. Da, toată lumea se sperie. Când aude de neonat sau de nou-născuți, gata. Deci deja s-au speriat. Tu te gândești să faci o supra-specializare? Cumva da. Adică mă gândesc să fac pediatria, dar mi-e greu cumva să fac pediatria. Din simplu fapt că, cum am avut stagiul de urgențe pediatrice, am lucrat, adică am consultat diferiți pacienți, de la 0 la 18 ani. Și nu mă simt, adică mi se pare că trebuie să fii făcut pentru ceea ce faci. Adică trebuie să simți că ești făcut, să faci cu drag, să nu ai niciun gând, nu știu, că o faci cu scârbă, să zic așa. Și cumva, de la o anumită vârstă, mi-am dat seama că nu mai faci așa plăcere să vorbesc. Adică să aflu cumva istoricul în sine. Cumva, nici nu mi-oferă plăcere. Sună rău. Da, nu te regăsești tu în treaba da. Asta. Ce să zic? Mulțumim! Succes pe mai departe! Și ne sperăm să ne vedem și la final de rezidențiat, să ne mai poți să vedem dacă rămâi la fel de încântată. Sper că da. Și eu zic că da. Mulțumesc mult. Mult. Mulțumesc și eu.